Partenerii emisiunii, magazinul universal unic, apa Bucovina fructată regăsește drumul spre natură, regăsește drumul spre tine. Loyal, tehnologiile frumuseții. Din ediția trecută. Bonjour, madame. Je m'appelle Ludmila. Je fantastic. Răzau de frumos. Da. Bună provocare. Frumos. Pas. În această ediție vă invităm să o cunoașteți pe ultima participantă din sezonul 4, Madame. Finalul încununează opera, iar acest episod se anunță a fi peste măsura așteptărilor. Eroina noastră, pe nume Claudia, are emoții mari, dar e pregătită de o aventură, marca Madame. Vă salut în ultima ediție Madame din acest sezon. Participanta noastră de astăzi este doamna Claudia. Suntem la Ian Gospodărie și am venit să facem cunoștință cu ea. Claudia este ultima participantă din acest sezon, așa că, tradițional și obligatoriu, v-am pregătit și o poveste specială. Eroina noastră știe să accepte orice provocare primită din partea universului și are un entuziasm aparte pentru proiectul Madame. A venit la noi la insistența fiicei mai mari. Vrea să facă o surpriză în primul rând pentru ea și implicit pentru soțul ei și întreaga familie, care nu au mai văzut-o schimbată. Noi suntem pregătiți de acțiune. Fiica mea, care este aproape de mine, când am dat acord, tare s-a bucurat. Sigur că trebuie să-l anunț și pe soțul meu, că cum să mă pornesc la așa afacere fără ca să nu cunoască. Desigur că am avut convorbiri în casă, ne-am înțeles pentru programa care astăzi eu particip. Și mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim la toată lumea care mă înconjoară. Vizita finală la psiholog în acest sezon a fost una de succes. Fetele au avut multe de discutat și rezolvat, iar noi, bineînțeles, că am reușit să tragem cu urechea la părțile mai importante. Noi astăzi am avut noroc mare, pentru că la noi în emisiune a venit doamna Claudia, o doamnă de 65 de ani, care arată foarte bine pentru vârsta ei. Și am discutat foarte mult despre convingerile ei în viață. Am descoperit câteva convingeri ironate în viața ei, așa că în continuare o să vedeți cum am transformat convingerile ei în unele mult mai pozitive. La fel, am stabilit că este o femeie care prea mult oferă altor oameni și ca și prioritate se pune undeva pe locul final, da? Ceea ce este foarte greșit. Așa că urmează să facem un pic de ordine în prioritățile din viața doamnei. Bună ziua, doamna Claudia! Bună ziua! Mă bucur să vă văd și mă bucur că sunteți persoana care cumva încheie sezonul nostru de femei care sunt gata pentru transformare. Și așa cum ați ajuns în cadrul emisiunii ca să faceți această transformare, vreau să vă întreb despre unele transformări care s-au întâmplat în viața dumneavoastră deja. Și în baza anumitor imagini, o să vreau să îmi spuneți câte propoziții cu care asociați această imagine. Prima imagine în care există un cuplu. Și vreau să-mi descrieți ce vedeți în această imagine. Aici este soția și soțul, stau împreună, joacă șac și alături o lampă frumoasă care putem și este. Când vă uitați la cuplul ăsta, îi vedeți un cuplu fericit sau un cuplu nu prea fericit? Sincer, e bine. Bine. Da. Dar dacă trecem la relația dumneavoastră de cuplu, câți ani sunteți împreună cu soțul dumneavoastră? Eu cu soțul meu anul ăsta să fac 44 de ani. 44 de ani în căsnicie. În căsnicie, da. Mulți înainte în Mulțumim. Continuare. Mulțumim. Care este un lucru, un element în baza căror dumneavoastră puteți spuneți că este secretul căsniciei dumneavoastră fericite? Sincer spun, secretul e una că trebuie de stimat unul pe altul,
și trebuie încrederea unul altul, dragostea și iertarea. Trebuie să ne iertăm unul pe altul. Deci putere de iertare. Da. Uh-huh. Și tăcerea mult face. Uh-huh. Anumită tăcerea. Tăcerea, da. Când unul strigă, altul tace. Asta e secretul relației voastre. Da. Cred că unele din elementele care dumneavoastră le-ați spus funcționează pentru relații, dar nu toate. Pentru relațiile moderne este foarte important oamenii să comunice la timp, da? Atunci când au o situație, să o discute deodată, să nu se transforme asta, știți, într-o situație care buhnește tare, da? Sau evoluează într-o problemă foarte mare. Și ceea ce ați spus legat de răbdare, da? Deci abilitatea asta de a trece peste un moment greu este la fel foarte importantă în cuplu. Ce ziceți dacă ne transferăm la următoarea imagine? Descrieți ce vedeți în această imagine. Aici văd o pană, nu știu ce mai văd aici, o pungă, da, o pungă, un cântar, un cântar. Cântarul cu o pană și o bani aici, cred că. Cred că da, sperăm că da. Așa spune, că bani nu prea avem, că tot viața am lucrat și pe muncă tot am dobândit ceea ce avem. Nu ne-a, nimic, nu ne-a venit din nicăieri nimic, pur și simplu. Tot a fost pe muncă. Prin greutăți, prin astea. Mulțumim lui Dumnezeu, vă spun sincer, pentru tot ce am până în ziua de astăzi. Ce ați obținut. Da. Dar vreau să vă gândiți la cuvântul bani. Cum l-ați descifra într-o propoziție sau în câteva cuvinte? Ce reprezintă pentru dumneavoastră termenul bani? Eu aș spune ca băbuță și ea, cum a spus, banii ochiul dracului, știți? Dar fără dânșii nu poți face nimic. N-ai bani, n-ai fericire. Mai ales în ziua de astăzi, când sunt greutățile, gazul, lumina, apa și aerul de grab, cred că să-l plătim. Eu vreau să vă spun că convingerea dumneavoastră este total ironată și astfel de convingeri, dacă cei care ne ascultă se asociază cu termenul că banii vin greu sau banii ochiul dracului sau banii dacă nu sunt noi fericire, de fiecare dată omul cumva ajunge în situația că îi obține super greu, așa cum dumneavoastră ați spus, da? Astfel de termen, de descriere a unui cuvânt se numește convingere. Și eu vă rog să vă gândiți la bani ca la o variantă ușoară. Ce ați zice despre termenul bani în varianta asta așa ideală, dacă am putea spune? Nu știu ce aș spune eu. Eu din privința mea, eu cu banii idei n-am să spun că să iau o mașină. Haideți să spunem așa, de exemplu, eu vă dau două variante, dar dumneavoastră ziceți asta sau asta. Ce ziceți de termenul banii vin ușor și din plăcere? Sau banii vin dacă faci lucrurile calitativ. Care varianta ți alege? Eu îi spune că banii, dacă faci un bine, îți vine și banul. Iată, vedeți, convingere nouă. Dacă nu faci bine, nu îți vine banul, vă spun așa în credință. Cu bunătatea de acord. Sunt mulți nevoiași care trebuie să de ajutat. Ajut cu cât de puțin, mulțumim lui Dumnezeu. Poate soțul din multe cazuri nu știe, dar eu vă spun drept că eu ajut așa, pe nevoiaș. Noi cu dumneavoastră am vorbit despre prioritățile în viață, da? Și am zis că în dependență de prioritățile unei femei în viața asta, ea are anumite rezultate. Iată, vreau să vă întreb care sunt prioritățile dumneavoastră acum în prezent. Ce în viața dumneavoastră stă pe locul 1, pe locul 2, locul 3? Eu desigur că niciodată nu avem grijă de mine. Eu totdeauna m-am gândit la familie, la copii, la nepoți, la surori, să le ajut, să le fac ceva. Nu m-am gândit la mine. Dar acum am ajuns la o vârstă care vreau să fac ceva schimbări în mine. Pentru dumneavoastră. Pentru mine. Personal pentru mine. Fiindcă eu am trăit pentru dânși. Și pentru soț, și pentru familie, pentru toți eu am trăit. Dumneavoastră ați numărat lista de 4 oameni, da? Familia, soțul, copiii, surorile, rudele, dar dumneavoastră în lista asta nu sunteți. Eu n-am fost, vă spun. Spunem femeilor care la fel au gândit ca dumneavoastră că este
incorrect așa să ne construim viața, da? Când noi dedicăm toată viața, de exemplu, doar partenerului sau doar copiilor și ne punem pe noi undeva pe locul 3, locul 4 sau pe ultimul loc, chiar da? Pe și ne trezim loc, deja cumva epuizați când ne-a trecut viața și n-am reușit să ne bucurăm. Sau există situații când tare ne atașăm de copii și dacă ei se distanțează, pe noi foarte mult ne doare. Dumneavoastră ați trecut prin momente când vi era greu să vă despărțiți de copii și stați cu ei la distanță când erau studenți, de exemplu? Foarte mult, desigur. Ca fiecare mamă, eu cred că copiii... Ca fiecare mamă care se atașează. Da, care sunt atașați de copii și de nepoți, dar când îți pleacă copiii de acasă în altă țară străină, știți cât e de dornic și de nepoți și de copii, și te gândești cum le-i lor acolo, nu te gândești cum ți ții acasă greu, prin ce greutăți noi trecem acum, dar te gândești la copii că să le fie bine, să fie sănătoși, să ne revedem mai des, dar noi acum nu ne... E greutățile astea cu pandemia, cu toate chestiile astea. Asta, da, multe obstacole în viață și care noi nu putem să le reușim pe toate. Eu aud la dumneavoastră termenul dor și evident că sunt de acord cu dumneavoastră că atunci când suntem la distanță de oamenii dragi, copii, rude, avem dor. Dar mai aud la dumneavoastră și elementul ăsta de îngrijorare. Dacă o femeie are prea multă îngrijorare sau poate pe locuri nu poate dormi sau cumva retrăiește foarte mult ce se întâmplă acolo în viața copiilor, își face griji mai mult de viața copiilor despre propria viață, asta e deja nu este dor, dar îngrijorare. Da? Agitația asta foarte mare. De ce vreau să vă sfătui? Chiar dacă chiar și acum o să apară treaba asta cu îngrijorarea asta mare, străduiți-vă să introduceți în viața dumneavoastră mai mult timp cu prietenile, pentru că am discutat că aveți niște prieteni deosebite. Am o fină, cu rudele, cu oamenii din apropiere. Așa că aveți grijă, în special de timpul ăsta care îl dedicați cu oamenii de alături și cu interes, hobby, cei ce vă place dumneavoastră. Eu chiar promit, că de astăzi o să mă fac bine și vreau să fiu pe primul loc. Mă rog, așa e viața. Am dat tot ce am avut să dau la copii, la soț, la familie, la nepoți. Îmi mulțumim lui Dumnezeu că am avut putere până aici, da. Și deja cred că să am grijă de mine. Eu vă țin de cuvânt și să vă urmăresc. Sănătate multă! Mulțumim! A venit momentul să aflăm ultima analiză din acest sezon. Cu multe suspine și deja dornice de un nou sezon, Madame, stilistele proiectului sunt pregătite să ne zică și nouă ce transformare vor să facă astăzi într-un episod special. Fetelor, vă salut în ultima ediție din acest sezon și sunt mândră că am făcut echipă bună și cu voi și cu cei care lipsesc, dar asta e, munca este muncă și noi nu așteptăm pe nimeni. Participanta de astăzi este doamna Claudia, care are o vârstă frumoasă de 65 de ani, ceea ce înseamnă că trebuie să facem ceva dozat, bine echilibrat, dar nu în ultimul rând stilat. Din fotografii, ce am văzut eu este că îi plac foarte mult hainele, pentru că spre marea mea uimire, la 65 de ani, fiecare fotografie este cu ținută nouă. Nu știu ce are în garderobă, nici nu prea am ce să comentez, pentru că toate sunt de bază, alb cu negru, rochii, sacouri. Mie îmi place ceea ce văd. Vreau să văd cum le asortează ea ca să înțeleg dacă mai are nevoie de sfaturile mele sau nu. Și la capitolul look, make-up, păr, o văd diferită, ceea ce este bine, ceea ce o să ne permită să facem ceva radical. Kemalia, te salut și în acest episod îți mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc. Spune-ne de invitație. Ce vom face astăzi. Problema cea mai mare care o văd des la doamne de vârstă frumoasă, cum ai zis tu, sunt sprâncenele. De ce? Că cândva în tinerețe, toate doamnele, aproape toate, haideți să zicem așa, majoritatea le-au pensat în exces și acum sprâncenele arată nu prea ok. Le-aș corecta, sigur că cu ajutorul cosmeticii decorative și aș face forma un pic mai lătuță și să fie potrivită trăsăturilor feții. Ca tipaș de femeie, mie îmi pare așa, mă duce cu gândul la o franțuzoaică de asta frumoasă. Este ceva, da, când are volum frumos la păr. Și ce ține de machiaj, o să avem de lucrat cu ploapa căzătoare și o să facem un machiaj lifting și corector.
Am înțeles. Foarte simplu, clar. Acum sunt curioasă ce mai facem la capitolul păr și cu ce vom încheia acest sezon. Mie îmi place să o văd pe doamna Claudia. Ea este diferită. Ea este periodic cu tunsoare mai lungă, periodic cu tunsoare mai scurtă. Acum avem păr mai lung. Da. Acum am înțeles că este lung. Am înțeles că este de o culoare ciudățică. De asta trebuie să văd cum este în starea inițială ca pe urmă să vin cu sfaturi. Dar sigur că vreau să-i fac schimbări și vreau să o obișnuiesc să-și aranjeze părul, pentru că acolo unde ea este chitită, ea arată fenomenal. Da, 65 de ani sunt doar un... Un număr. La 65 putem să arătăm și stilate, și machiate, și coafate, dacă știm câteva trucuri. În cazul ei trebuie să înveți câteva șiretlicuri despre volum, tu un pic de corecție, eu un pic de coloristică vestimentară și aia e. Hai, Olesia, să începem, pentru că este ultima ediție, este ultimul episod și sper să fie unul plin cu surprize frumoase, de aceea ne apucăm de treabă și să vedem rezultatul final. Hai. La treabă! Când simți că nu-ți mai găsești echilibrul, caută un colț de natură. Încearcă acum noua Bucovina fructată. Regăsește drumul spre natură, regăsește drumul spre tine. Ajungem în cabinetul medicului Cosmin Tăcian, care e gata să analizeze și să lucreze cu tot de ce are nevoie participanta noastră de astăzi. Procedurile de lifting effect, câteva terapii de masaj intens, este tot de ce are nevoie doamna Claudia. Analizând tenul participantei noastre, pot spune că la această vârstă tenul ei arată pur și simplu minunat. Pielea este elastică, este fermă, noi doar vom adăuga puțină luminozitate și luce. Vom efectua procedura de carboxiterapie neinvazivă. Această procedură include un gel și o pastilă care activează gelul, astfel substanțele nutriente hidratante intră în interiorul și în straturile pielii. Prin această procedură se eliberează dioxidul de carbon, iar țesuturile se îmbogățesc cu oxigen, astfel pielea este fermă, tonifiată, hidratată și luminoasă. Mergem direct la o verificare în garderobă. La 65 de ani, participanta de astăzi se pare că știe foarte bine ce înseamnă hainele și calitatea lor, combinațiile potrivite și cum se asortează un outfit cu stil. Oare înseamnă asta că Nicoleta nu mai are nimic de făcut? Bună ziua, madam! Bine ați venit la mine în garderoba mea! Bună ziua, doamna Claudia! Încântată să vă cunosc, dar și mai încântată să revizuim și să vedem ce aveți în garderobă. Felicitări pe această cale! Sunteți ultima eroină, madam, din cadrul acestui sezon și sunt încântată să fiți participanta noastră. Vreau să vorbim un pic despre stilul dumneavoastră vestimentar. Spuneți-mi mai întâi cum vă îmbrăcați, ce vă place să purtați și ce nu achiziționați practic niciodată. Ce aș vrea să spun, eu ultimul timp eu prefer blugi, pantaloni, fustița, rochița, vara, dar în fustiță, rochiță mai des merg la biserică, dar așa zi de zi pantaloni. Haideți să le luăm treptat pe toate ca să înțelegem în ce vă îmbrăcați și ce este bine, ce nu este bine. Eu am văzut câteva rochii de tip hălățel, din astea care sunt super stilate, pentru că această rochie o putem îmbrăca atât la 20, la 30, la 40, cât și la 60 de ani. Are un print foarte frumos, foarte stilat și are și o materie naturală, ceea ce v-aș recomanda, pentru că atunci când trecem de 50 de ani, trebuie să optăm mai mult pentru calitate decât pentru ceea ce este neapărat în trendurile. Azi sunt, mâine se schimbă, dar calitatea trebuie să rămână calitate în șifonierul nostru. Vreau să vă felicit pentru această achiziție și să o punem aici la loc, să o îmbrăcați cu mare drag, pentru că nu aveți nicio problemă. Văd aici niște pantaloni care din
prima mi-au sărit. Nu știu de ce, acești pantaloni așa îmi par super tinerești, super stilați, foarte frumoși și pentru silueta pe care o aveți, pentru că atunci când alegem elastic, știm foarte bine că zona burticii o acoperim dacă mai luăm și un maiou larg pe deasupra. Recomandarea mea pentru acești pantaloni este să o dozați la fel cu ceva alb, să nu mai adăugați altă pată de culoare, pentru că o să pară caragios din urma printului. Sunt foarte buni, îmi plac. Mai departe, hai să vedem ce avem noi aici. Am un print care nu știu dacă aș vrea să-l mai văd în garderoba dumneavoastră. Nu neapărat ca print, el este foarte ok. Noi purtăm carourile îndeosebi atunci când trecem de 50. Nu aș vrea să fie un carou foarte prea jucăuș, adică trebuie să optăm pentru ceva mai mășcat și atunci când avem carouri nu mai alegem gulere bogate în partea de sus. Mărimea, lungimea și forma rochiei este perfectă pentru că nu o să vă adauge nici kilograme, nici nimic. Vă sculptează frumos silueta, dar acest print aș vrea să fie mai bine într-o singură culoare. Fie că alegeți un roz, fie că alegeți un verde, adică să nu fie prea mult alb și negru. Așa că știți ce facem cu prima ținută. Bine, eu o să merg la biserică mai mult, așa... Eu zic că o să alegem altceva. Așa. Da. O să mergem mai departe și o să alegem. Văd că vă plac și non-culorile de alb și negru. Mie îmi place fototipul dumneavoastră a pielii și a tenului, este foarte romantic. Ceea ce înseamnă că în culori pastelate sunt pentru dumneavoastră. Încercați să evitați prea mult negru pentru că o să vă accentueze cearcănele. Dacă o să alegeți culori mai deschise, o să fie potrivite pentru dumneavoastră și eu zic să renunțăm la acest negru, plus că rochile din tricot nici nu mai avem nevoie în această perioadă, așa că noi o să alegem altceva. Să vedem aici, iarăși avem foarte multe bluze. Uitați, să facem o comparație între aceste două bluze. Ambele relativ sunt frumoase. Asta îmi place tare mult, este o bluză potrivită pentru fototipul pe care îl aveți. Acest print mă duce cu gândul, nu știu, la ceva foarte demodat. Eu nu vă recomand să purtați o astfel de bluză, așa că pe asta o păstrăm, la asta renunțăm. Mai departe, nu știu, arătați-mi dumneavoastră care sunt top 2 articole care vă plac cel mai mult de aici. Eu mai des merg, iată, asta îmi plac tot negru, îmi plac cu blujii diferite. Nu, asta eu îmi plac de așa. Eu cam așa. Așa, rar. Și cu o pereche de blugi, spuneți că alegeți aici. Foarte bine, uite, în cazul ăsta, cum vă spuneam, de negru, aici e foarte bine. Dacă îi dozați cu o pereche de blugi, uitați-vă cât de stilat și frumos arată. Dacă o să adăugați o pereche de pantalon negru, iarăși o să fiți prea camuflată, prea neagră și nu este bine. Îmi place tare mult, chiar vă recomand să o purtați și cu pantaloni, poate de altă culoare, roșii, verzi, galbeni, orice. Mulțumesc. Doar nu negru, nu pe negru, aș vrea să evităm acest negru. Mai departe? Asta bluză umbră că și cu fustă, cu fustă poți să îmbrac. Sper că fusta este una fusta simplă. Iată așa, poți să îmbrac. Da, foarte bine, iarăși, vedeți? Da, vorbim de culori pastelate, cei ce sunt potrivite. Dumneavoastră aveți și pe bej, și pe acest albastru și atunci când avem o astfel de bluziță, e bine. Eu le spuneam participantelor din emisiunea trecută că nu foarte mult agreez acest gherghef. În cazul dumneavoastră că sunteți trecută de 50, acest gherghef chiar este recomandat, mai ales dacă aveți un fototip romantic. El doar o să vă arate așa frumos și gingaș trăsăturile. Mai departe, ce vă place? Asta eu tot umbla. Poate aveți vreun articol vestimentar care nu știți cu ce să-l îmbrăcați, să vă ajut eu. Asta eu îmbrac tot la bluși, dar nu știu, altfel nu pot să îmbrac. Foarte bine, dragile mele, vă spuneam și pe YouTube, în canalul în care vorbim despre tendințe, că bluzele care au un print tradițional, un print are gingaș și se poartă indiferent de vârstă, mai ales că avem și volum aici. Pentru doamna Claudia este perfect atât la pantaloni evazat de care v-am vorbit, poate o pereche de pantaloni din in, cum se poartă în această perioadă pe deschis. Și nu aveți nicio... Iată pantaloni așa, poți să îmbrac ea cu asta. Superb, superb, da, vă vin foarte bine. La capitolul pantaloni să știți că nu am nicio obiecție, chiar sunt potriviți ceea ce aveți. Mai avem asta și aici o cămașă. Așa la bluș. Da, e frumoasă, e o bluză. Eu pot să merg și la o fustiță așa. Vă ajută cineva să achiziționați hainele pentru că relativ sunt ok după modele și după culori. Sunt care le-am cumpărat eu, sunt care m-au ajutat copiii. Ce totuși nu purtați dumneavoastră niciodată? Nu ați purtat și nu credeți că o să aveți curaj să îmbrăcați? Eu să mă gândesc, dar parcă eu, ce și eu mi-aleg,
mie îmi place tot. Super, atunci o să facem o treabă tare bună la shopping. Dacă sunteți pregătită, mergem la shopping. Bine, vă mulțumesc mult! Ajungem și la cea mai colorată parte din această ediție, terapia de shopping. Încheiem acest sezon frumos tot aici, la centrul comercial Unic, de unde am ales mai multe articole de sezon pentru eroina noastră de astăzi. Ne-a reușit să convingem să poarte ceva mai tineresc sau poate a optat pentru costume 60+. Aflați chiar acum! Doamna Claudia, participanta noastră de astăzi, deja și-a ales prima ținută vestimentară. Sunt tare curioasă pentru ce model de rochie sau costum a mers și vreau să o invit aici alături de noi. Doamna Claudia, hai să vă vedem! Frumoasă și elegantă ca de obicei, povestiți-ne de ce ați ales anume această ținută vestimentară. Mi-am ales că de mult n-am purtat așa haine. Și deja mă gândesc să fiu o femeie mai elegantă, nu chiar numai în bluj, în... Mă rog, așa de sărbătoare. Deci ați ales o rochie de sărbătoare, nu de mers la biserică și undeva. Nu. Hai să vă zic că ați făcut o alegere foarte bună, după părerea mea, pentru că este o rochie potrivit vârstei în totalitate. Vă sculptează foarte frumos silueta, lungimea rochiei este perfectă pentru dumneavoastră, chiar vă recomand pe viitor să nu optați pentru rochii pest mai jos de genunchi, pentru că nu o să vă avantajeze. Așa, o astfel de rochie midi vă arată mai înaltă cu câțiva centimetri, sacoul este ales potrivit. Eu am câteva remarci la astfel de sacouri, adică dacă vine închis aici sub sâni, atunci ar trebui să nu mai avem această chestie, dar mă rog, dacă designul așa a hotărât, înseamnă că așa este modelul. Culorile sunt foarte bine. Vedeam că voiați să alegeți între sandale negre și bej, nu erați, erați indecisă. Ei bine, să știți că când aveți aici partea de sus mai deschisă, atunci cu siguranță încălțările le punem închise, cum avem în nuanța rochiei. Ați făcut o alegere foarte bună, dar să știți că eu v-am ales ceva total diferit de ceea ce purtați. N-am văzut nimic astfel de articole în garderobă, nu știu dacă o să îmbrăcați acest stil pe viitor, dar vreau totuși să înțelegeți că la 65 de ani putem să fim stilate la fel cum suntem și la 30. Dacă sunteți pregătită, vă invit la cabină. Bine, mulțumesc mult! Suntem tot aici la magazinul Universal Unic, unde am venit să alegem cele trei outfituri pentru participanta noastră. După ce am făcut curățenie în garderobă, ne-am dat seama că doamna Claudia are foarte multe culori pastelate, foarte multe culori în diverse nuanțe și asta este foarte bine, pentru că eu asta vreau să-i fac astăzi. Renunțăm total la negru și vreau să adaug multă culoare, pentru că suntem în plin sezon estival și trebuie să purtăm mult verde, mult albastru, mult galben, culori care de fapt o și avantajează pe doamna Claudia. Vorbim despre siluetă 60+, este foarte important când alegem lungimea pantalonilor sau lungimea fustei să fie peste genunchi, să fie mai largi ca să nu accentuăm ceea ce nu vrem să scoatem în evidență. Am ales o fustă midi în buline, alb cu negru, non culorile care de fapt putem să le asociem cu alte culori de bază și mai colorate. Evident, topul de bază nu poate lipsi în acest outfit și sacoul verde este bomba de culoare. La fel l-am asortat cu o gentuță în aceeași gamă coloristică și sandalele care nu pot să ne lipsească din garderobă în sezonul de vară 2022. Prima ținută aleasă de Nicoleta. Mă aranjează și îmi place foarte mult. O gentuță frumoasă, o jachetă, o fustă frumoasă. Deoarece tare mi place. Mulțumim, draga mea. Foarte mai făcut fată mare. De 40 de ani. Mulțumesc mult! Pentru
cel de-al doilea outfit am ales un costum smart casual, un costum care să-l poată purta zi de zi, cu pantaloni evazați, o cămașă oversize de un albastru electric, albastru care se poartă în această perioadă, și gentuța care este una cafenie, iar culorile de cafeniu cu albastru dau foarte bine în această perioadă. Ce am ales pentru cel de-al treilea outfit urmează să vedeți la finalul emisiunii. Oh, ce drăguț, mami! Ce slărguță și frumoșică! Mulțumim foarte mult! Așa costum n-am avut, sigur că... E foarte bine, foarte frumos, mi-e lărguț, pur și simplu nu-s deprinsă cu așa lărgimi la bluză. Dar pantaloni am. Numai nu așa, de așa material. Materialul e foarte ușor, fin. Îmi place, foarte mult îmi place. Încălțămintea e foarte comodă. Gentuța se arată bine. Foarte bine. Îmi place foarte mult. Prețurile accesibile. Ai o gamă variată de articole inedite pentru plajă la magazinul Universal Unic. Doar aici îți poți alege costume de baie la un super preț. Unde ai mai văzut o ofertă ca asta? Cumperi două, primești trei. A fost un sezon frumos, tare relaxant și am primit o plăcere deosebită de la fiecare participantă în parte. Le mulțumesc echipei mele care stă în spatele camerelor de luat vederi, le mulțumesc specialiștilor care fac parte din echipa Madam și vă mulțumim în primul rând vouă că ne sunteți aproape și priviți episod de episod. Vreau să spun un mare mulțumesc pentru invitație de a participa în ultima emisiune a sezonului cu așa o echipă minunată și sigur că să vorbesc și despre eroi Ina noastră de astăzi, o femeie care emană atâta energie pozitivă. A fost o mare provocare să particip în acest proiect și sunt tare bucuroasă că pe final am avut o istorie deosebită. Stilista noastră, Olesea, împreună cu rețeaua de magazine Loyal Studio, s-au pregătit minuțios pentru ultima schimbare de look din sezonul 4. Am avut o mulțime de transformări uluitoare pe parcursul episoadelor, toate la cel mai înalt nivel. Pe aceeași notă, pentru participanta de astăzi, Olesea are planuri mari. Despre ce este vorba, aflați în continuare. Bună ziua, doamna Claudia! Bună ziua, doamna! Mă bucur să vă salut aici în studioul Loyal. Astăzi vom discuta despre podoaba capilară. Ce ați făcut cu dânsul până acum? Cum îl obișnuiți să-l îngrijiți? Cum îl obișnuiți să-l aranjați? Și ce vise aveți despre el? Eu, ce vreau să spun de părul meu, m-am gândit că de la Dumnezeu o să-l las așa nevopsit, așa cum mi l-a dat Domnul. Dar cu timpul îmbătrânim și schimb acolo, să sufereste puțin. Da. Și ultimul timp, așa, am grijă o lecțic să-i fac o leacă alten, mă rog. Dar natural, el acum... Care ar fi nuanța naturală? Cam răzăvată e așa. Ui, oleacă, roșcat. Răzăvată, da. Roșcată e. Roșcat. Așa închis. Și ce aș mai spune? Ați spus că șampunuri bune, nu mă... Așa, cu cremuri nu le dau, din paște în paște. Măști. Pentru măști. Mască, da, nu mască, faceți? Nu. Așa, textura, noi am descoperit acum că este asemănătoare cu a mea, da? Respectiv, acest păr, iată, Bojica ne-a dat păr frumos, dar noi trebuie să fim bucuroase de dânsul și pentru plata pentru frumusețea lui e faptul că el este mult mai uscat decât în un alt păr. Respectiv, părul drept, el nu necesită atâta hidratare, dar păr creț, el cere și cere, niciodată nu va fi prea multă hidratare, chiar și grijă, în sensul și măști cu... Mie, de exemplu, îmi plac produsele
în varianta gata. Ele acum sunt cu diferite uleiuri, de exemplu ulei de argan, și atunci vă recomand produsele de la Trinity. Ele sunt în varietate largă, inclusiv cu un elixir curat din ulei de argan. El mai are și un tratament 12 substanțe hrănitoare, șampon și mască. Și astea le puteți folosi după necesitate, întâi șampon, după asta mască sau șampon spray sau șampon și deja ulei. În amestecul care vă place. Așa, despre tunsoare. Am văzut diferite tunsori. Acum l-ați lăsat mai lung ca să puteți să-l prindeți. Și asta... Aș spune. Nu, dar de ce ați făcut așa tunsoare? Așa s-a hotărât de meșter, da? Da, m-am gândit puțin să las mai lung de el, s-o prelungit. Prelungit. Îmi place să strâng, dar mai bine prefer părul o leacă. Numai nu scurt, scurt. Nu băiețel. Nu băiețel, că am fost băiețel. Și n-a fost bine. Și cu vârta băiețelului nu-i prea sta bine. Trebuie să descuns o leacă, ridurile la urechi, la gât chiar. Așa puțin de tot. Uh-huh, am înțeles. Am înțeles. Bretonul ăsta, așa, și gubăț. Dumneavoastră am înțeles că îl faceți singură. Îl fac singur că aici sunt riduri. Uh-huh. Așa, un voal pentru leacă, împotriva ridurilor. Da. Iată, deja după forma pe care o aveți, eu aș recomanda să renunțați la un breton drept. Că el este scurtos, da, aici nimic nu vă deranjează, nu vă cade în ochi, dar acest breton un pic vă face prea simplă față. Da. Dumneavoastră sunteți o fată tare frumoasă și deșteaptă. Respectiv, un breton în asimetrie, un pic mai lung, ca el să coboare și să vă... Da, el vă ascunde ridurile. Deci am vorbit că este mai uscat. Respectiv, aveți două căi. Tratament de asta de grijă, da? Repair și deja gama de hidratare care se numește Moisture. Și aceste două produse astea sunt care trebuie să le aveți pe viață tot timpul și le rânduiți, care vă plac mai mult. Așa, despre schimbări am vorbit. Aveți vreo frică deosebită? A, băiețel nu vreți. Nu vreau băiețel. Nu vreți. Nu vreau băiețel. Așa. Și în rest? Dispoziția este bună? Mulțumim, eu vreau schimbări. Super, atunci dacă le vreți, acum le vom porni. La treabă. Haide, cu Doamne. Opa. Pentru Claudia, eroina de astăzi, am ales să lucrăm cu linia de produse din gama Trinity pentru a hidrata și a hrăni firele de păr în totalitate. Ediția finală din acest sezon în rol de make-up artist intră Kemalia, care este pregătită să aducă retușul cel din urmă. Vom vorbi astăzi și despre reguli importante în ceea ce privește machiajul 60+. Stați aproape! Bună ziua, Claudia! Bine ați venit în studio! Bună ziua! Eu mă numesc Kema și astăzi voi fi make-up artistul dumneavoastră. Înainte să începem transformarea noastră, am câteva întrebări. Așa, pur din interes vreau să vă întreb, cum vă machiați zilnic și ce stil de machiaj preferați? Sincer, nu mă prea machiez, numai îmi dau genele leacă. Cu rimel, presupun. Și atât. Dar ce deci, ține de sprâncene sau de ten? Sprâncenele singur mi le curăț, așa, și când mi-am observat, leacă. Mai adaug ceva, că el la mine o leacă să schimbate la culoare, mai ele zbară. Am înțeles, le vopsiți cu vopsea. Da, da, da. Mm-hmm. Și în rest, așa, crema care eu o pun pe față, seara, dimineața. Mm-hmm. Deci pași de hidratare totuși sunt în rutina voastră zilnică. Este bine. Pudră, cum se cheamă.
acolo. Da, așa ce văd. Ok, astăzi atunci o să încercăm și o să vă fac cunoștință cu niște produse minunate care vă vor schimba rutina de machiaj și probabil o să folosiți aceste trucuri și zi de zi, când o să vă machiați singurică. Mulțumesc! O să încerc! Așa. Da, deci astăzi o să vorbim despre un machiaj lifting și color correcting. Ce înseamnă asta? O să vorbim despre câteva texturi care corectează culori nedorite pe față. Spre exemplu, toți avem cearcăne. O să vă povestesc ce produse să folosiți ca să ascundeți aceste cearcăne, urme de oboseală și așa mai departe. Sau cineva mai are pete de pigmentare, tot se acoperă foarte ușor, doar în câțiva pași. Vă mulțumesc și chiar mă bucur că am ajuns aici la dumneavoastră ca să-mi schimb tenul pe față. Nu sunt atât de tânără, sunt riduri, sunt atât, dar eu cred că ceva schimbări o să fie. E o vârstă minunată, orice vârstă la femeie e minunată. Haideți să începem! Cu Doamne ajută, mulțumim! Cheia machiajului de succes este pregătirea tenului corectă și în cazul dat vorbim despre hidratare. Noi am aplicat un ser care conține acid hialuronic și hidratează în profunzime pielea și după asta am aplicat un spray care fixează machiajul dacă îl aplicați după ce ați făcut machiaj sau dacă îl aplicați înainte de machiaj, hidratează pielea încă și mai intens. Același. Am vorbit anterior despre color correcting, ce înseamnă corectarea unor imperfecțiuni de culoare și mai ales în machiajul lifting folosim culori de genul dat, poate fi un roz pudrat sau cel mai bine culoarea de piersic sau culoarea somonului care împrospătează fața foarte bine. Deci, care sunt texturile care le puteți folosi de această culoare? Este un blush sau far de obraz. Puteți să mai adăugați această culoare un pic în pliul ochiului și sigur că să folosiți această nuanță la buze. Și acum suntem la etapa de conturare a buzelor și vom folosi două nuanțe, un cafeniu neutru și iată așa o culoare frumoasă de somon. Le vom combina și vom primi o nuanță perfectă. Îmi place foarte mult. Super! A fost un sezon frumos, tare relaxant și am primit o plăcere deosebită de la fiecare participantă în parte. Le mulțumesc echipei mele care stă în spatele camerelor de luat vederi, le mulțumesc specialiștilor care fac parte din echipa Madame și vă mulțumim în primul rând vouă că ne sunteți aproape și priviți episod de episod, unde nu uitați să reveniți cu comentarii și mesaje. Tocmai de aceea vă îndemn deja să ne trimiteți solicitările voastre pentru cel de-al cincilea sezon care va avea loc în toamnă, iar până atunci vă zic vacanță frumoasă! Vreau să spun un mare mulțumesc pentru invitație de a participa în ultima emisiune a sezonului cu așa o echipă minunată și sigur că să vorbesc și despre eroina noastră de astăzi, o femeie care emană atâta energie pozitivă. M-am inspirat de la ea și am primit o mare plăcere să o transform într-o femeie încă și mai frumoasă. A fost o mare provocare să particip în acest proiect și sunt tare bucuroasă că pe final am avut o istorie deosebită. A mai trecut o ediție frumoasă, de fapt este ultima ediție din acest sezon, Madame. Fetelor, vă mulțumesc pentru implicare și le mulțumesc că și vouă, dragi telespectatori, că ne sunteți aproape. Doamna Claudia a avut o parte de o schimbare atât de radicală și atât de frumoasă. Eu aș vrea mai întâi să se vadă în oglindă, iar după să comentăm cum a fost acest sezon pentru noi și dacă sunteți pregătite, haideți să înceapă numărătoarea inversă. 3, 2, 1! Wow. Nu, eu asta nu-s eu, parcă. Nu,
Parcă nu, într-adevăr nu sunt eu. Mi-ați făcut o schimbare radicală. Ce părere aveți despre această tunsoare? Nu știu, ați mai avut astfel de schimbări radicale? Machiaj, haine? Machiaj am avut nu într-atât, dar m-a schimbat și machiajul. Freza foarte frumoasă. Nu, n-am cuvinte, am emoții. Am emoții și parcă îmi pare că e sora mea, Olea Ciolacu. Olea Ciolacu. Mă bucur pentru lucrul care l-ați depus pentru mine și mă bucur că am ajuns aici să mă văd și eu în viață alt om, altă prefăcută, mai frumos, mai stilată, mai... Îmi pare că am altă și dispoziție, altă viață să începe din nou. Mulțumim mult, fetelor, vă mulțumesc și mulțumesc la băieții care au lucrat cu mine. La toți, la toți și familiei mele că au fost de acord să merg și eu la programa dumneavoastră. Vă mulțumesc la jurnal. Da-te. Doamna Claudia, felicitări cu această schimbare frumoasă. Pentru noi este important să încheiem acest sezon minunat cu o doamnă de 100 de procente schimbată radical și cu o energie aparte. Să știți că și partenerii noștri vă susțin această transformare. Cei de la Unic așteaptă să vă alegeți în continuare hăinuțe de la ei pentru că au și un voucher cadou, iar compania Loyal vin în dar cu aceste două produse pentru noua podoabă capilară și noi vă mai așteptăm la noi. Vă mulțumim foarte mult. Eu plec în unele mele față de voi, sunteți tineri și frumoase și ne faceți pe noi vârsta noastră să arătăm bine. Mulțumim! Mulțumim băieților, cameramanilor, la toți cu mare drag, cu mare, mare drag. Mai avem o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că urmează să vină și cineva drag. Mulțumim! Oare cine o să vină după mine? Mult și... Măi, Mica, ești așa frumoasă. Bravo! Mă bucur că vă plac. Da, mai. Hai, fă o piruietă. Foarte frumos, parcă nu ești tu. Trebuie să mă dușnuiesc azi cu tine, Mica. Felicitări! Ai o schimbare extraordinară. Bravo, foarte le mulțumesc, foarte mult. Le-am schimbat să ții. Bravo, bine, bine. Ei, că om... Budic, a sortat buchetul la... Nu, m-am gândit. Închiți-o, dragă. Mulțumesc mult. Cu tu backstage am ce filmat. Eu tu faci content bun. Putem începe? Așa. Da? E bine. Mada. Bună, după ce pălesc, după ce fac așa, dumneavoastră începeți. 1, 2, 3. Cheia oricărui machiaj, nu, oricărui, nu. Haideți încă o dată. Hlopă. Cheia. A uitați-vă dacă e bine? La treabă! Ade! Cu Domnul ne ajută! Partenerii emisiunii Magazinul Universal Unic, Apa Bucovina Fructată regăsește drumul spre natură, regăsește drumul spre tine. Loyal, tehnologiile frumuseții. Thank you.